Autoritățile sanitare din Olt au intrat în alertă în urma rezultatelor triajelor epidemiologice făcute în unitățile de învățământ, care au scos la iveală faptul că sute de elevi au revenit la școală cu păduchi, râie, micoze sau roșu în gât. Au fost depistate un număr de 243 cazuri de pediculoză, un caz de scabie, 129 cazuri cu angină și 52 cazuri cu micoze. Cele mai multe cazuri de pediculoză au fost descoperite în unitățile de învățământ din mediul rural. Direcția de Sănătate Publică Olt a refuzat să dea publicității numele unităților de învățământ în care au fost descoperite cele mai multe cazuri de pediculoză, scabie, angine sau alte boli. În felul acesta ei au motivat că protejează imaginea unităților de învățământ și implicit a elevilor care frecventează cursurile acestor unități de învățământ. Pentru a-și scăpa copiii de aceste boli, părinții spun că sunt nevoiți să apeleze la ajutorul farmaciștilor sau al medicilor de familie. Ce ați face? A, este un șampun, este ceva de, na, de la ceva. Farmacie. Da. Bineînțeles, igienă, în primul rând, și sunt în farmacii diverse produse pentru, deci pentru așa. Să faceți sigur. Casă. Reprezentanții DSP Olt au pus gratuit la dispoziția unităților școlare substanțele necesare rezolvării cazurilor de pediculoză și scabie. Pentru prelucrarea cazurilor de pediculoză și scabie, Direcția de Sănătate Publică Olt a pus la dispoziția medicilor ce supraveghează colectivitățile de învățământ substanțele necesare. Deși numărul elevilor verificați a fost mai mic cu peste 2000, cel al cazurilor descoperite cu probleme a fost mai mare cu 15% față de anul trecut în ceea ce privește pediculoza și micozele. Comparativ cu anul trecut au scăzut însă numărul cazurilor de elevi cu scabie cu peste 80%.